se marchează toată lumea Ziua Internațională a Informației. Iar bibliografia este știința despre informație, despre cărți. Informația, unde găsim noi informația? Ia să vedem. În cărți, în calculatoare, internet. Corect. Și în cărți, și în internet. Noi informația auzim și la televizor, da? Și la radio. Și în cât de că este o informație, noi îl ascultăm. Tot ce și noi auzim, vedem, citim, totul este o informație. Suntem înconjurați de informații. Trăim, poate ați auzit, de acum așa expresie, era informației. Dar, desigur, în primul rând, elevii sunt orientați de a găsi informația în cărți. La școală voi de unde luați informație? În cărți. Cărți, dar ce fel de cărți? Manuale, corect. Deci până la școală, poate la grădiniți când erați, sau aveți acasă, v-a cumpărat părinți, sau veniți, ați fost poate la bibliotecă și ce fel de cărți citeați voi? Cărți artistice. Da. Dar ce reprezintă o carte artistică? Ce informații găsim acolo? Povești. Tu spui tot timp, hai mai dă voi și la altă. Povești, basme, poezii. Corect, deci în cărțile artistice sau, cum zicem noi, toate cărțile, putem să-i spunem și literatură, adică literatura artistică, citim povești, poezii, ghicitori, proverbe și altă informație, așa, pentru plăcerea noastră. Iar în manuale și în cărți științifice, așa zise, adică găsim informații deja de care noi aflăm ceva nou. Ce este o informație? Ceva nou, ce noi aflăm. În biblioteci, pe lângă cărțile artistice despre care voi ați spus, avem cărți științifice, avem și manuale, dar noi puține manuale avem, fiindcă manualele sunt la voi, la bibliotecile școlii. De unde voi le luați, le împrumutați pentru a învăța. La noi, la bibliotecile publice, deja este, sunt cărți științifice, cărți în care voi găsiți informații adăugători la ceea ce aveți voi în manuale. Acestea pot să fie, iată, chiar acum suntem în sală pentru, v-am aranjat aici sala pentru maturi, că am crezut că o să fiți mai mulți și nu o să căpeți în